Pentru aceste două pagini au mai rămas trei lucruri de făcut. Trebuie să potrivim textul să umple ultimele trei rânduri de pe pagină, trebuie să adăugăm numele fotografului și sursa foto, și trebuie să desenăm liniile dintre coloane. Mă voi întoarce. La documentul meu și pentru potrivirea textului este util să ne uităm la care sunt cele mai lungi paragrafe, pentru că atunci când vom modifica spațierea din interiorul paragrafului, o modificare cât mai mică să aibă efecte cât mai mari. Cu cât sunt mai multe spații de ajustat, cu atât efectul este mai mare. Uh, putem să selectăm foarte ușor un paragraf întreg. Uh, cu mouse Dacă dăm, de exemplu, dublu click pe un cuvânt, va fi selectat tot cuvântul. Dacă dăm triplu click, va fi selectat tot rândul. Și dacă dăm quadruplu click, deci pat, de patru ori click foarte repede, este selectat tot paragraful. Și dacă dăm de cinci ori, este selectat tot textul. Deci, o să selectez acest paragraf care pare că este printre cele mai lungi și o să vin sus la opțiunea de tracking. Să modific un pic și am dat o singură dată în sus și am câștigat deja, deja un rând pentru că nu vreau să exagerez, nu vreau să modific și mai mult la un singur uh, paragraf. O să încerc în schimb să văd dacă funcționează și valori mai mici, 5 este prea puțin, 7 e ok, hai să zicem 7. Acest paragraf pare că este foarte aproape de a trece pe rândul următor. și la asta și. 5 este puțin. 7 este suficient. Și paragraful acesta de pe prima coloană pare că este suficient de lung și în plus nu-mi place felul în care rămâne un singur rând dintr-un paragraf la baza coloanei, așa că hai să vedem. Da, 10 funcționează, mai puțin și 8. 6 deja este puțin. Deci 8 este variantă bună și așa am potrivit textul perfect. Spațiu. Acum va trebui să desenăm liniile dintre coloane pur și simplu folosim una alta de desenat linii și o să facem liniile cât sunt uh, coloanele de text de lungi în mod automat vedeți că dacă aveți un pic de precizie cu mouse-ul linia se prinde automat în mijlocul spațiului dintre uh, coloane vă recomand și să țineți tasta Shift apăsată ca să fie linia desenată automat vertical și din nou, nu are nicio culoare, o să vin să îi adaug o grosime de jumătate de punct și este automat o linie de jumătate de punct neagră și la fel și pentru celelalte uh, spații, vedem, asta merg de sus până jos, respectiv de la imagine până jos pot să le desenez manual pe toate sau să copiez o linie și să uh, să ajustez dimensiunea. Asta o să o desenez. Nu -am grijă să mă opresc exact la margine și să i pun grosimea. Și asta De fel. pe asta acum o să o copiez, o să țin tasta alt și o să dau click pe ea să o mut și atunci mi se face automat o copie și dacă țin apoi shift mi-o pune perfect paralelă la aceeași înălțime. Problema acum este că vine deasupra imaginii și putem să o mutăm sub. Aici avem de fapt câteva variante. Linia asta de sus o să vin în panou layers și o să trag sub fișierul meu de Illustrator. Și problema este că fișierul are fundalul alb. Și atunci. Am două versiuni, fie să desenez două linii, una deasupra și una sub. Este o variantă. Adică pot pe asta să o scurtez, să mă asigur că vine până la baseline. să mai desenez una de jos, și asta este varianta cea mai simplă și mai rapidă. Așa. O altă variantă, și pentru asta o să ies din modul preview și o să copiez să vedeți mai bine uh, imaginea și caseta asta neregulată pe care da, am selectat-o. o să le suprapun din nou. Uh, putem să plasăm o imagine într-o casetă neregulată. Deci acum avem ambele obiecte aici una peste cealaltă. O să, dau, o să selectez imaginea. Eu sig sigur că este imaginea selectată. Clic dreapta și CAT. Și vedeți că am rămas doar cu caseta asta. Și pot să selectez caseta, să dau click dreapta pe ea și să dau paste into. Și atunci, uh, grafica aceea pe care am desenat-o devine uh, caseta pentru imaginea noastră. Va trebui să vin aici cu săgeata albă să mișc un pic colțurile astea pentru că îmi taie câțiva pixeli din text. Așa, să mă asigur că nu tai nimic din ce este util și aș putea să pun această imagine cu totul în locul celor două casete și atunci dacă vine deasupra liniei linia nu, nu va acoperi sau nu va fi acoperită de zona albă de aici pentru că este ascunsă. Este varianta mai complicată și deocamdată nu avem nevoie de, de ea, dar de multe ori este varianta preferată. Pentru că îți permite să lucrezi cu un singur obiect, poți să faci uh, text trap și la acest obiect cu totul. Deci pot, de exemplu, să dau pe acest obiect, să dau și vedeți, să-i fac și spațierea în jur, să fie evident că este un obiect cu text trap, Dar o să-l las așa. Și să adăugăm sursa imaginii, este ultimul rând din fișierul text. Așa o să ies din modul preview, să selectez textul și avem un stil de paragraf aici care se numește fotograf. Textul va, fi, va deveni foarte mic. Și trebuie să facem o casetă mică pe care o vom plasa exact în colțul imaginii, în spațiul dintre imagine și linia din mijloc. Trebuie să o rotim cum am făcut și la primul. Exercițiu cu dilema veche. Mergem cu mouse-ul în afara colțului până prim, ne apare săgeata asta dublă, ținem shift și tragem să rotim. Și să facem în așa fel încât să ne încapă tot textul. Aici mai am niște setări. Cred că da, textul ăsta este aliniat la dreapta și ne trebuie aliniat la stânga. Așa. Și ca să nu se atingă de linie sau de imagine, o să-l centrez vertical în casetă, dar pentru că caseta este întarsă, se va centra orizontal și am terminat cu aceste două pagini. Pentru celălalt articol care ocupă trei pagini, nu este aproape nimic nou, deci plasarea în pagină ar trebui să meargă destul de repede.